toată lumea luată parcă de valul apropierii de Europa se gândește mai mult la acest lucru. Sunt oameni care își amintesc că sunt români și mai ales își amintesc că suntem daci. Tocmai de aceea, chiar dacă unii vor spune că este o coincidență, eu sunt convins că nu, la 100 de metri de Monumentul Latinității, aici, în centrul municipiului Brad, apare un monument nou. Monument ce va fi dezvălit astăzi în fața dumneavoastră, ca să reamintească tuturor și să le amintească celor ce vor veni după noi peste veacuri, că aici, în județul Hunedoara, este leagănul românilor. Aici trăitau și trăivor în sufletele noastre și în sufletele celor ce vor urma dacii. Dacii care fost au un popor liber și noi vrem să le continuăm măcar acest deziderat, să fim un popor liber. Acest monument este poate simbolul cel mai de preț pe care autoritățile locale îl lasă acum celor ce locuiesc în municipiul Brad, celor ce trec prin municipiul Brad. Vreau să mulțumesc celor care au răspuns invitației adresate de primarul Florin Cazacu și sunt aici prezenți. Mă bucur să-l văd pe domnul prefect Marius Cristian Vladu. Bine ați venit! Ca întotdeauna, o bucurie deosebită ne face domnul senator PSD de Hunedoara, Adrian Păunescu. A fost alături de noi când am dezvelit Monumentul Latinității. Este și acum aici alături de noi. N-a uitat de noi o parte din parlamentarii de Hunedoara. Este aici deputatul PSD Cosmin Nicula. Bine ați venit! Deputatul Partidului Conservator Liviu Almășan. Vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de noi. Am sesizat prezența unui important staff al organizației PSD a județului Hunedoara, condusă de domnul Vaida, președintele acestei... Este și un moment mai deosebit, un grup de copii care vor așeza flori aici, lângă acest monument, care de acum va fi și el un simbol al Bradului, așa cum mai sunt multe altele, așa cum multe pot fi lucrurile despre care se poate vorbi frumos. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și negreșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miloiește! Pentru pacea de tuci, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Timotei, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Poporul român drept credincios de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării, pentru mai mari orașelor și satelor,
Și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se sfințească apa aceasta, cu puterea, cu lucrarea, cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tunecatul mânia, primejdea și nevoia, apărământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule. Este dacă doriți încă un lucru din multele lucruri bune pe care primarul Florin Cazacu le-a făcut de când a ales posta aici, în municipiul dumneavoastră. Primarul Florin Cazacu! Preacucernici părinți, domnule prefect, onorați invitați și dragi brădeni! Astăzi municipiul nostru trăiește un moment unic, încărcat de emoție cu o puternică semnificație istorică, dezvelirea și sfințirea monumentului Noi Daci. Totodată, întâlnirea noastră de astăzi, la o zi după Marele 1 decembrie, Ziua Națională a României, îmi oferă plăcutul prilej de a transmite în numele Consiliului Local al Primăriei și al meu personal un gând bun de sănătate, fericire și speranță într-o viață mai bună pentru toți cei cărora în piept le bate o inimă de român. În spiritul respectului pentru înaintașii noștri, păstrarea tradițiilor noastre populare, a identității și a demnității poporului român, Consiliul Local a aprobat prin hotărârea numărul 110 din 2005 amplasarea monumentului Noi Daci în zona centrală a municipiului Brad. Gândul cel bun pentru construcția acestui monument a fost de a ne aduce aminte de cei care au fost la început, de cei care se numesc întemeietori și strămoși, de forța lor, de numele lor adânc întipărite pe soclul de la temeria istoriei. Monumentul este conceput ca un omagiu adus străbunilor noștri getodaci, al vitejiei, al spiritului de sacrificiu, al curajului unui popor pe care nu-l putea învinge decât moartea ce nu pătează onoarea. Standardul strămoșilor noștri, așa cum ne-a fost el transmis de izvoarele antice, poate fi denumit simbolic lupii nemuritori. Capul de lup și trupul șarpelui nemuritor fiind lupta și victoria. O chintesență a celor două idei de bază a lumii getodace, credința în nemurire și lupta ca mod de viață. Cel ce este considerat părintele istoriei, Herodot, om a multe știutor, vrednic să însemne în carte tot ce vedea și auzea despre oameni și neamuri, a însemnat și numele poporului de aici, pe aici sălășuitor și băstinași, geții sau daci, cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci. Text scris pe piatra de travertin a monumentului pentru a aduce aminte trecătorului și învățătură pentru tineri și urmașii noștri. Decebal, fiul lui Scorilo, a cărui efigie în bronz o vedem pe monument, acest cârmuitor viteaz n-ar fi fost ceea ce a fost dacă nu l-ar fi sprijinit în toate zodiile vieții poporul getodac, născut și trăit în Carpați, cu arzător dor de libertate și demnitate umană. Decebal este eroul strămoșilor și strămoșul eroilor. A săvârșit jertfa supremă pe pământ încă liber. S-a dăruit Dacei întru totul, ocrotind-o cu viața și cu simbolul jertfelui până în zilele noastre. Acest spirit de sacrificiu, excepțional exemplu de demnitate, a fost minunat prezentat de Coșbuc în versuri. Din zei de-am fi scoborâtori, cu o moarte toți suntem datori. Tot una e dacă ai murit flăcău sau moș îngârbovit, dar nu-i tot una leu să mori ori câine înlănțuit. Privind înapoi, cu aproape două milenii, la minunatul popor dac,
ne dăm seama că Marea Comoară a Dacilor, pe care unii încă o mai caută în măruntaile pământului sau în văile apelor, nu se măsoară în cantități însemnate de aur sau alte bijuterii sau brățări. Principalele podoavele dacilor au fost vitejia, lupta, demnitatea. Aceste comori fiind azi prezente în spiritul românesc. Noi având nobila datorie de a purta cu mândrie aceste podoabe și mai ales de a le spori strălucirea prin gândurile, vorbele și faptele noastre. Câteva versuri exprimă excepțional nemurirea dacilor. De teamă să nu înviem, ne-au risipit cetățile, ne-au ucis altarele, toate frumusețile ca într-un blestem ni le-au schilodit și am rămas doar cu soarele, din el ne-am croit poteci în pădure, în munte, am podidit cu lacrimi și spice câmpia lângă vetre mărunte. Am logodit timpul cu statornicia. Dacă te uiți bine apoi, în pietre nemuritori suntem noi. Numai noi, noi traci. Stimați invitați și dragi prieteni, noi brădenii am ales să construim acum și aici acest monument și pentru a duce aminte că acum 19 secole au avut loc marile încleștări între daci și romani. S-au aprins pe pământul carpato-dunărean vâlvătăile Marelui Foc, care, într-o războire de un sfert de veac și într-o conviețuire de două secole, a topit două popoare, dacii și romanii, într-un singur popor și acel popor s-a numit român. Vă mulțumesc! Mai mult, sau poate mai puțin întâmplător, în acest an am participat la multe manifestări legate de istoria acestor locuri. La Vâlișoara, 500 de ani de atestare documentare a comunei, la Romos, unde comuna împlinea 800 de ani. A fost prezent peste tot și este prezent peste tot în județul acesta cu atâtea probleme, dar și cu atâtea bucurii. Prefectul județului Hunedoara, Marius Cristian. Sunt deosebit de onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră cu prilejul dezvelirii monumentului Noi Daci, aici în municipiul Brad. În conștiința neamului românesc, cuvântul Dac este asociat întotdeauna cu originea din care își trage seva poporul român. Viteazul, rege Dac Deceval, deși nu a fost atât de glorificat în cronici, este una din marile personalități istorice care a scris pagini de aur în istoria poporului român. Dacii nu au fost numai cei mai vitezi și mai drepți dintre traci. Ei au fost în primul rând constructori, astronomi, experți în strategie militară. Una din mărturiile istorice spune că dacii își zideau munții. Poate că această afirmație a stârnit la bună vreme zâmbete. Arheologii și geodezii care au făcut cercetări au găsit însă dovezi care confirmă vechile scrieri. Toți munții din jurul Sarmisegetuzei sunt terasați, iar versanții sunt zidiți. Vorbind de civilizația dacică, ea întrunește toate caracteristicile unei culturi dezvoltate pe baze autohtone și simțitor influențate de civilizațiile înconjurătoare. Este o civilizație care a ieșit din stadiul formei sătești, îmbrăcând un caracter de cultură superioară. Manifestarea de aici, grupată sub genericul Noi Dacii, invocă trecutul încărcat de istorie al poporului român, gloria strămoșilor noștri și tradițiile acestor locuri, tradiții care vor dăinui peste timp pentru a arăta generațiilor viitoare adevărata moștenire a poporului român. Bucurându-ne pentru întâlnirea de astăzi, doresc ca această manifestare să rămână în sufletele tuturor ca un moment deosebit. Felicit pe toți cei care au contribuit la ridicarea acestui monument și le mulțumesc tuturor celor care, fiind prezenți astăzi aici, dovedesc respect pentru trecutul și originea neamului românesc. Și fiindcă suntem înaintea sărbătorilor, vă doresc să aveți numai pace și liniște și bucurii în suflet, să vi le petreceți așa cum se cuvine și să nu uitați să petreceți și reintegrarea noastră în Europa de la 1 ianuarie 2007. Vă mulțumesc mult!
De ani de zile răscolește ceea ce istoria ne lasă, tălmăcindu-ne înțelesuri pe care altfel poate nu le-am înțelege. Din partea Muzeului Civilizației și Dacice de la Deva, doctor în istorie Joachim Lazar. Onorat auditoriu, îmi revine mie sarcina de a vă vorbi câteva lucruri despre ceea ce au însemnat geto-dacii sau dacogeții în istoria națională. Se împlinesc, deci, în acest an 1900 de ani de la moartea regelui erou, Decebal. Se împlinesc, deci, de atunci, de când Dacia, în urma unor războaie necruțătoare, a două războaie din 101-102 și 105-106, a fost înfrântă, Decebal a căzut în luptă, el, după cum se știe, s-a sinucis pentru a nu cădea în mâinile romanilor și a fi dus ca trofeu de luptă la Roma. Consider că acest monument, care se dezvelește astăzi, la împlinirea 19 secole de la moartea regelui erou Decebal, vine să, ca un omagiu adus regelui erou și luptătorilor săi. Dar să vedem dacă din punct de vedere, sigur se vor pune multe întrebări, din punct de vedere istoric, mulți se vor întreba, dar la brad un monument al dacilor? Sigur că da, fiindcă trebuie știut că întregul nostru județ este acoperit de urme ale civilizației dacice. Să nu luăm mai departe decât munții Orăștiei. Acolo a fost capitala regatului condus de Burebista și apoi Decebal. Dar tot în munții Orăștiei se găsesc numeroasele cetăți care au împânzit și au înconjurat ca un zid de nestrăpuns capitala Daciei, Sarmizegetuza Regia. Sigur că asemenea urme au fost descoperite și în Zarandul în care ne aflăm. N-au fost descoperite cetăți de amploarea celor din munții Orăștiei, dar viitorul nu se știe ce poate oferi din punct de vedere arheologic. Însă așezări civile au fost descoperite chiar pe teritoriul municipiului Brad, cu ocazia unor cercetări de teren sau a unor săpări de fundații la case, au ieșit asemenea urme materiale, în special ceramică, care atestă că acest teritoriu a fost locuit din punct de vedere etnic de către daci. Și nu se putea altfel, având în vedere bogăția acestor munți. După cum se știe, odată cu înfrângerea Daciei, romanii au dus la Roma o cantitate enormă de metal prețios. Se vorbește de 165 de tone de aur și 330 de tone de argint. Gândiți-vă câte generații de mineri au trebuit să trudească pentru realizarea acelei cantități. Iată deci că eu socotesc că imposibil ca acești munți cu acele exploatări miniere de la Țebea sau din zona Ruzii sau Amusariului nu puteau și nu trebuiau să fie apărate de o cetate. Sigur că ea încă n-a fost descoperită, dar, așa după cum spuneam, viitorul poate oferi surprize din cele mai plăcute pentru arheologi. Dacii au fost cei care au contribuit la ridicarea unui puternic stat care venea în contradicție și venea, interesele lui se opuneau expansiunii romane din acea perioadă. Fiindcă trebuie știut că la Dunărea de Jos, în peninsula balcanică, erau provincii romane, Mesia Inferior și Mesia Superior. De nenumărate ori, dacii, se spune, treceau Dunărea înghețată și puneau în pericol stăpânirea romană din aceste provincii.
Dar nu numai rivalitatea unui adversar, să spunem, pe măsura Imperiului Roman, a fost cea care a dus la acele două războaie și la cucerirea Daciei, ci mai ales bogățiile Daciei. Fiindcă trebuie știut că în acea perioadă Imperiul Roman trecea printr-o criză financiară, printr-o criză economică, iar bogățiile de aici duse au reușit să redreseze finanțele Imperiului Roman. Toate bătăliile purtate în timpul celor două războaie sunt scrutate de către artistul Apolodor din Damasc pe columna lui Traian de la Roma. Iată deci că din punct de vedere și istoric și arheologic și din punct de vedere al mineritului care s-a dezvoltat aici, un monument al dacilor la Brad este binevenit. Și acest monument vine probabil să îndeplinească ceea ce a făcut unul dintre profesorii liceului din Brad, Radu Moga, care a reușit și a ridicat un monument al lui Decebal, dar nu la Brad, ci la Deva. Iată deci să considerăm dezvelirea acestui monument și ca o împlinire a ceea ce cunoscutul profesor brădean Radu Moga a lăsat locuitorilor orașului Brad. Vă mulțumesc! Dumnezeu l-a binecuvântat cu un hartă care și l-a cizezat la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj, a cărei secție de sculptură a absolvit-o în anul 1982. Din 1997 este și membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Lucrările sale pot fi găsite atât în multe localități din țară, dar și peste hotare. Una dintre lucrările sale este, începând de astăzi, a voastră, a brădenilor. Artistul Ioan Vasile Grama, autorul monumentului Noi Daci. Onorată asistență, ca în general tuturor artiștilor plastici, mie mi-este foarte greu să vorbesc în fața unei asistențe cu ocazia dezvelirii propriei creații. Cu atât mai mult, cu cât printre dumneavoastră se află personalități binecunoscute pentru talentul și elocința lor. De aceea vă rog pe toți cei prezenți să privească cu îngăduință încercarea mea de discurs, dar în același timp o să vă rog ca judecata și criticile dumneavoastră să se îndrepte în special către lucrarea pe care astăzi am dezvelit-o. Ideea, dorința de a realiza o lucrare care să aibă ca temă Stindardul Dacic o purtam în mine de mai mult timp. Provocarea a apărut în momentul în care am zărit o lucrare asemănătoare la Orăștie. Posibilitatea ca dorința mea, visul meu să se realizeze, a prins contur în momentul în care municipalitatea, primăria Brad, mi-a încredințat execuția acestui proiect. Pot să afirm că în munca mea de documentare, de concepere a lucrării, am găsit destul de puține informații care să mă ajute din punct de vedere plastic-artistic. Însă această lipsă am încercat să o compensez cu dorința de a realiza o lucrare deosebită, cu talent și inspirație. Stindardul Dacic, așa cum știți, este extrem de important prin multitudinea de semnificații pe care le comportă. Ele reprezintă o chintesență a ideilor de bază pe care le știți, credința în nemurire, lupta ca mod de viață. Lucrarea mea nu se caracterizează prin dimensiuni monumentale. În schimb, am încercat să-i dau o bogăție plastică, forme și volume modelate pentru a scoate în evidență atât simbolistica stindardului, cât și a celorlalte elemente care alcătuiesc această compoziție. De asemenea, cât și propria trăire sufletească. Soclul lucrării este realizat dintr-o piatră desprinsă din munții din apropiere, aproape brută. Ea are menirea de a sprijini și sublinia coerența ideii, mesajul pe care vrea să-l transmită acest monument. Și chiar dacă este tratat într-o altă tehnică plastică, are un rol important, aș îndrăzni să spun, în această izbândă artistică. Pe de altă parte, ținând cont de amplasamentul lucrării, a trebuit să intru într-un dialog artistic cu monumentul latinității din celălalt capăt al acestei piețe. Personal consider că prin folosirea unor proporții armonioase am reușit să obțin o atmosferă echilibrată între cele două monumente,
care se aseamănă, dar care este și deosebesc. Precum și, eu cred, o integrare destul de bună sau chiar bună în urbanistica zonei. Înainte de a încheia, vă rog să-mi permiteți încă o dată să mulțumesc administrației municipiului Brac și în același timp tuturor locuitorilor din această strămoșească zonă pentru privilegiul artistic ce mi-a fost oferit și să-mi doresc din toată inima ca mesajul și sentimentele mele pe care le-am trăit în toată perioada realizării acestui monument să fie împărtășite de dumneavoastră. Mulțumesc! Permis să-mi fie să parafrazez niște cunoscute vorbe. Este român. Nimic din ce este românesc nu este străin. Senatorul PSD de Hunedoara, Adrian Păunescu. Din lupoică în lup ne vedem. Am fost la dezvelirea celuilalt monument și am avut sentimentul că s-a împlinit un fapt moral. Abia acum îmi dau seama că prietenul nostru, primarul Florin Cazacu, are o viziune mai cuprinzătoare asupra istoriei. A face dreptate în istorie nu înseamnă, după cum ar trebui să învățăm în sfârșit, a ține cu unii sau cu alții. Pentru noi, istoria care ne-a premers trebuie să fie istoria tuturor făcătorilor de neam. Nu putem ține cu Traian sau cu Decebal ca și când am jucat fotbal. Istoria este a tuturor strămoșilor noștri și forța noastră e că venim și din mândria latină și din curajul dacic. Ne bântuie și remușcarea Romei și melancolia înfrânților momentani care au fost dacii. În istoria contemporană am fost unul dintre primii care s-au întors asupra dacilor. A existat un anumit complex. De fapt, multe complexe bântuie istoria și cultura națională. Astăzi, complexul comuniștilor. Ca și când n-ar fi făcut nimic în cei 40 de ani. Ieri, complexul legionarilor, care pentru că au scris despre daci, au cântat dacii, trebuie aruncați din istorie. Sunt de recuperat toate valorile adevărate. Popoarele din jurul nostru și-au păstrat parcurile întregi. Au venit unii la putere, n-au dărâmat statuile anterioare. Budapesta e plină de răni, dar n-au căzut statuile celor cu care se dușmăneau nou veniții la putere. Cred că la noi excesul de zel este cumplit. Ceea ce se întâmplă la Brad și în alte câteva localități din România este încurajator. Faptul că știm să punem împreună lucruri, fapte, ființe care n-au stat împreună totdeauna, ci dimpotrivă s-au dușmănit. Este harul nostru de urmași să alegem și ce a fost bun. Pentru că altfel o vom lua mereu de la început. Altfel vor urla fiarele în păduri că suntem recent veniți pe pământul nostru. De fapt, acesta a fost gândul ascuns. Să ni se dovedească nouă înșine că suntem nou veniți. Că alții au ocupat pământul Transilvaniei în veacurile trecute și noi am venit aici ca niște subchiriași. Lucrurile acestea nu sunt adevărate. Nu se poate scrie așa cum vrea oficialitatea o istorie comună a popoarelor români și vecini. Istoria noastră comună este istoria relațiilor care au fost între noi. Nu a ceea ce inventăm noi acum. Sunt bucuros să salut acest nou gest
al primarului Florin Cazacu, care concomitent cu preocuparea pentru istorie dovedește și o preocupare vie, obsesivă, pentru căldura orașului, de exemplu. Așa se compune istoria. Nu punând preț pe trecut și neglijând sau batjocorind prezentul, ci punând împreună prezentul, trecutul, pentru un viitor al nostru, al tuturor. Pe de altă parte, se poate pune problema și vor fi destul de mulți idioți care vor gândi așa. Bine, domnule, ne apucăm acum să punem lupoaice și lupi în orașele în care trebuie să vină Europa. Vreau să fac următoarea precizare. Europa e compusă din toate acestea, ale fiecărui popor în parte. Cine își închipe că va putea domina Europa, confiscând istoriile naționale, se înșală amarnic. Noi românii suntem sătui de confiscarea istoriei naționale de către Moscova anterioară. Și nu avem nevoie de o nouă confiscare. Noi suntem în Europa cu toate ale noastre. Sigur, trebuie să învățăm eficiență, să învățăm modernitate, dar nu vom învăța identitate. Suntem români, adică daco-romani. Și asta se simte, se vede, iată, în mod exemplar, într-unul dintre marile orașe ale tragediei de a scoate industria din lume, care este Bradul. Pentru că orașul Brad va trebui să redevină oraș industrial, oraș cu forță economică. Pentru că nu se poate trăi la nesfârșit cerând ajutor. Cel mai mare ajutor pe care îl poate da un guvern unui oraș al României este să-i creeze posibilitatea de a deveni productiv. Ca oamenii să nu atârne de mila nimănui, ci să fie dependenți de munca, de hărnicia și de demnitatea lor, de performanța lor și de demnitatea lor. Și acest fapt este european. Și este european și ceea ce vedem că s-a făcut aici. Tată, dacă nu-mi dai textul, voi scrie epopee. Am compus câteva versuri de emoția a ceea ce am văzut. Ca și când se așteaptă din veac. Stau acum în aceeași icoană doi eroi ai aceleași firi, lupul dac și lupoaica romană. În eroicul brad luminat mărginesc o istorică rană. Două semne că suntem întregi, lupul dac și lupoaica romană. Între ele cât sânge a curs și ce forță divină emană demnitatea acestui popor, lupul dac și lupoaica romană. Către locul acesta sfințit, cum străbat a puseni în goană, nu există, nu ne arată că suntem un neam, lupul dac și lupoaica romană. Europei cinstiți căuzași, în condiția noastră umană, suntem daco-romani pentru veci, lupul dac și lupoaica romană. Pentru toți inamicii perverși în istoria contemporană, două scuturi pe fiecare front, lupul dac și lupoaica romană. Urlă fiarele încă în păduri, vor ajunge istorică hrană pentru cuplul întreg de la Brad, lupul dac și lupoaica romană. Spunea domnul Păunescu să luăm cei buni din trecut, trecând prin prezent și pregătind viitorul. Cred că așa se poate deschide momentul ce urmează. Un moment pregătit de elevi ai claselor a 5-a și a 6-a de la Școala Generală Mircea Sântimbreanu, elevi pregătiți de doamna profesoară Cornelia Citirigă. Hristov peste veacuri.
o istorie pe care copiii noștri trebuie să o învețe. Legenda spune că pe vremea când Dumnezeu umbla cu Sfântul Petru pe pământ, sub chipul unor moșnegi gârboviți și sprijiniți în toiag și cu sandalele rupte, într-un rând s-a oprit să se odihnească la umbra unui stejar bătrân, singurul într-o pustietate imensă. Atunci, Sfântul Petru, scrutând depărtarea, a început să se roage de Dumnezeu. Doamne, fă o minune! Fă ca aceste locuri să prindă viață și să devină veșnice, așa cum ai înveșnicit paradisul, așa cum ai înrădăcinat acest stejar sub care ne-am odihnit. Bine, Sfinte Petre, a răspuns Dumnezeu, privind gânditor, să fie cum zici tu. Atunci, Dumnezeu a binecuvântat acele locuri cu munțe meți și dealuri ondulate, cu întinse câmpii, cu izvoare țâșnind din pieptul stâncii, izvoare reci, de cleștar, formând râuri line, se aiuțind curgerea când vin de la munte la câmpie. Și a încins Dumnezeu trupul acelui ținut cu un bătrân fluviu, căruia i-a hărăzit să-și găsească odihna în marea cea mare. Și apoi a împânzit Dumnezeu acele locuri cu oameni după chipul și asemănarea lui. I-a dăruit multă minte pentru a gândi și o inimă mare pentru a se înflăcăra. Și a hotărât Dumnezeu ca în acele locuri să ningă cu eroi. Și legenda a curs. Din veacuri pierdute negura a mii de ani, s-a zămislit pe aceste plaiuri un popor care, de nenumărate ori în cursul istoriei sale zbuciumate, a fost odat cu sânge și lacrimi și îmbrățișat cu sete de limbile uriașe ale numeroaselor vâlvătăi. Și pentru că neamul acela trebuia să se roage pentru oblăduirea lui, Decebal a construit un altar sus în munții Orăștiei, și altarul s-a numit Sarmizegetus, amenit să strălucească în zenitul istoriei. Decebal, priceput organizator și talentat diplomat, a adunat sub al lui oblăduire toți dacogeții. Dar se vede că asta bună rânduială a țării a ispitit lăcomia vecinilor, care și-au cercat și ei norocul amiază noaptea Dunării. Cum nu renunță vulturul la prada zărită sus pe culme de munte, așa nu renunțau împărații romii la cucerirea Dacei Felix. Priviți columna lui Traian, priviți cu evlavie epopea scrisă în piatră. Priviți cu evlavie epopea scrisă în piatră, scrisă cu săbii într-o amarnică înfruntare. Priviți-o și căutați-vă străbunii zidiți în inima celui mare imperiu al lumii antice. Priviți-o și veți vedea cea mai cruntă înfruntare, Dacia apărându-se și Romania atacând. Priviți columna și veți vedea că oamenii sunt de piatră. Și zidurile, și copacii, și urmele, și sângele vărsat tot de piatră. Dar, înainte de a fi scris în piatră, și copacii, și zidurile, și oamenii, și sângele au fost vii, cu carne și oase, cu frunze și flori, cu gânduri și sentimente. Priviți columna și veți înțelege, a biruit forța care supunea, dar n-a pierit libertatea care triumfa. Ea s-a hrănit din sângele zămislit în columnă, așa cum stejarii se hrănesc din izvoarele Carpaților, așa cum se hrănește grâul din apa Mureșului și a Prutului și a Dunării. Priviți columna și veți înțelege. Din sângele amestecat ne-am născut noi, românii. Mai tar ca marmura columnei, asemenea stâncilor de pe Ceahlău și Făgăraș, asemenea bazalului... Monumentului noi dacii, în această piață nouă, care redevine pentru municipiul nostru un simbol, propun și cred că sunt în asentimentul tuturor că prin cele două monumente sculpturale să se numească ansamblu sculptural Noi Românii. Pentru că românii s-au format sub sigiliul Romei al Lupei Capitolomina și a semnului dacic
provenit din neamurile străvechi indo-europene cunoscute sub numele de lupi și toate s-au răspândit într-un spațiu vast din India în Orient. Este al tuturor, copii și profesori, locuitori ai municipiului Brad. În cele ce urmează, dragi prieteni, mulțumim tuturor celor ce fostau aici astăzi alături de noi. Polii de interes se vor schimba puțin tele, pentru că ne vom muta pe o altă scenă, acolo unde unul dintre cele mai frumoase ansambluri ale zonei, ansamblul Doina Crișului, a Casei de Cultură a municipiului Brad, veniva în sprijinul celor însetați de oarește muzică de bună, adică muzică populară, românească, de noastră. Vor fi prezenți artiști cunoscuți și recunoscuți ai zonei, vom vorbi despre ei pe rând. Pol de interes fi vor și aceste zone pregătite de Lori Alba și Alba Lux. E vorba despre trei berbecuți care vă vor potoli un pic și fana, Fiva și Vin Fiert pentru voi, și mai sunt puse la bătaie de aceleași două societăți comerciale, Lori Alba și Alba Lux, și vreo mie de perechi de virșli, tot tradiționali. Totul gratuit din partea primăriei municipiului Brad, a Consiliului Local a municipiului Brad și a domnului primar, bineînțeles, Articulda. Pornim la drum cu invitație, dragi sufletelor, tuturor românilor, pentru că deja nu mai sunt ai noștri, ei sunt ai unei țări întregi, ei sunt ai tuturor celor care iubesc muzica populară de calitate. Marian Angel, Ciprian Roman, Ovidiu Homorodan! Thank you.
viață până sus la ceruri, cântecul ce vine din Ardeal. Glasurile de români răsună, sunt români veniți la Alba Iar. Vin românii, vin la Alba Iar, românii-și dau mână cu mână și întind o floră în Ardeal. Mărai mare și cuprinde țara, soarele răsare din Ardeal. Vin românii, vin la Alba Iar, vin la Alba Iar. Vin
Doamne, omul mândru, nu-l bate ploaia, nici vântul. Câte-i omul tinerel, face numai cum vrea el. Când începa ni se treacă, bătrâneța mi la pleacă. Mândru-i omul și să ține, câte-i tânăr și să bine. Are mândre câte o sută, noaptea îi se pare scurtă. Nu ține la an să facă și nu poate să-i întoarcă. Trece vremea ușurel și la pleacă încetine. Mândrele de până acum sunt însuna câte una. Așa-i de cântământul, trece tot cum trece vântul. Să ai omul în gând, să-l ajungă pe pământ. Și de-aș fi de-a stat acas, să-l mă uită după gar. Când am văzut o pământra și mi-a zis o mamânța, i-a cerut altul gura și i-a lăsat. Când am văzut-o părândra și mi-a zis să mă avânsa, i-a cerut altul gura și i-a lăsat. Dar și de-o fi așa, băi draga de ea, de intru doamnea pe terasă și dau foc la casă. Nu știu, mândră, nu știu zău, dacă fi adevărat și vorbesc cu țămânii, eu m-am văsat apresat. Dar mă duc la Popanos, dar pe jos voi apleca, să ce zile ține post până voi afla. Dar mă duc la Popanos, dar pe jos voi apleca, și-o-i ține zile de post până voi afla. Când nu știe verbal, cu ce știe pe satul, de pe ulița cea mare până pe hotar. Lasă lumea să vorbească, nu iau seama vorba ei. Mândrea mea să mă iubească, nu pot să duc ale mei. Că lumea așa-i făcută, cu ce vorba ca și vântul poate să ia stupe iarba și pământul. Că lumea așa-i făcută, cu ce vorba ca și vântul poate dura să ia stupe iarba și pământul. Și de-o fi așa, mai draga de ea, că intru noaptea pe ferasă și dau până la casă. Pentru ochii ei, a plătit bani grei, dar lasă lumea să vorbească, ea să mă iubească. M-a făcut mama pe mine, aerarara, aerarara, ca să cânt cu drag la lume, aerarara, aerarara. M-a făcut mama pe mine, aerarara, aerarara, ca să cânt cu drag la lume, aerarara, aerarara. Păi m-a făcut sara pe lume, aerarara, aerarara, să mă cânt cu voie bune, aerarara, aerarara. Dat mama cânte cu aerarara, să vă alim sufletul, aerarara. Eu dat mama cânte cu aerarara, să vă alim sufletul, aerarara. La tot omul cânt cu drag, aerarara, să mai uite de la caz, aerarara. Ține-mă, Doamne, pe mine, aerarara, aerarara, să mai pot cânta la lume, aerarara, aerarara. Ține-mă, Doamne, pe mine, aerarara, aerarara, să mai pot cânta la lume, aerarara, aerarara. De bine la om bogat, aerarara, aerarara, de jel la om sărat, aerarara, aerarara. La mulți ani cu sănătate, aerarara, aerarara, că de bine să aveți parte, aerarara, aerarara, aerarara. Thank you.
Ah,
cuore muoia, la 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 la, che se io vin dopo voi, la 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 la, con me indietro poi in la 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 la, io la urla che tu in la 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 la, Să știți că ieri de Ziua Națională a României, urmărind emisiunea la Național TV, am fost atât de mândră că sunt hunedoreancă, pentru că Hunedoara a fost reprezentată cu cinste o zi întreagă pe postul Național TV de această minunată formație condusă de Ionel Coza, de Ovidiu Homorodean și Ciprian Roman, și au fost însoțiți de minunatul primar al acestui oraș, pe care îl salut, îl felicit din tot sufletul. Vă spun cu sinceritate, este singurul dintre primari care face ceva pentru oraș. Asta este și o și demonstrează. Răsună plin spre seara a clopotelor când că vine iară Hristos pe acest pământ. Tânărul crai cu mult alai vine din cer, aleluia. El vine leagă-n verde de îngeri al purtat să spele lumea-ntreagă de rău și de păcat. Tânărul
și care casă. Foarte bine această colindă. Haideți să ne pregătim pentru nașterea Mântuitorului.
dea Dumnezeu ca Sfintele Sărbători să vă găsească în pace, în liniște și cu masa înverșugată. Doamne ajută! Și dați-mi voie și mie să mă închin în fața talentului acestor oameni minunați. Marian Angel, Ciprian Roman, Ovidiu Homorodean. Ei sunt oameni care știu să ne mângâie sufletele atunci când poate viața ne mai chilovește. Ei sunt oameni care știu să ne înflorească sufletele atunci când viața ne este și ea frumoasă. Pe urmele lor vin niște copii absolut minunați. Copii care au plecat de aici, pleacă de aici, de la Brad, și care mâine poate vor fi în locul lor. Cu cine să începem? Cu cea mai micuță dintre ele, Carla. Hai, hai, draga mea. Carla Crișan, o știți deja foarte bine. A mai crescut un pic față de ultima noastră întâlnire. Ca înălțime, în ochii, în sufletele noastre, a crescut de mult. Carla Crișan! Bună seara! Shalai-lai-lai.
la, plânge inima în mine, șalai lai la. Strânge-mă mândră pe brață, mă sărută cu bucață. Strânge-mă mândră pe brață, mă sărută cu bucață. Mâine-n ceasul 10, șalai lai la, îi veni și mă-i petrece, șalai lai la. Te-i porunca împărătească, șalai lai la, și trebuie să împlinească, șalai lai la. Care m-au ajutat, printre care se numără firma Diana, domnul Grigor și firma de termopane de la Crișciori. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc domnului primar care m-a ajutat, m-a sprijinit moral. Vă mulțumesc! Vreau să cântați și voi, da? Așa!
Da? Și că am nevoie în continuare de tot sprijinul dumneavoastră ca să rămân și să-mi îndeplinesc și eu visul. Mulțumesc! Thank you.
este super, super. Super. Și acum piesa câștigătoare, da? You got a, way that you're making me feel I can feel I can do anything for you, baby. I will die for you, baby. Hold on and enjoy the ride. I'm not in no hurry. We can find that, baby. It's your love, so baby, baby, this time, whatever you want from me, I'm giving you everything. I'm your baby tonight. Ready to die. I've never been fatal. Enjoying my first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you got a, way that you're making me feel I can, do it. Numele persoanei hybrid.
să vă aud. Ne luăm inima întins, da? Ne luăm inima întins, să dau haina jos. Stătea să fiu și răgășită, am cântat mai în aer liber. Vă iubesc și vă mulțumesc foarte mult. Că sunteți foarte drăguți și un public extraordinar. Pentru un artist, asta cântează. Hai să ne pregătim. Că să pleci, nu pot să înțelegi că mi-e greu fără tine. Aș vrea să te opresc, pentru că te iubesc, plânge inima în mine. Nu vau mai tare, azi nu că să pleci, nu pot să înțelegi că mi-e greu fără tine. Aș vrea să te opresc, pentru că te iubesc, plânge inima în mine. Și acum vreau plenul porcă și măcar un gând să uiți că te-am iubit, dar ți-i păcat. Și cât am plâns atunci când ai plecat. Să-mi dai un telefon din când în când sau scrie-mi un mesaj, măcar un gând să uiți că te-am iubit, dar ți-i păcat. Și cât am plâns atunci când ai plecat. Hai, fratele! Când vreau să aud o antologie, deja nu spui de ce. Și sufletul meu e rătăcit și pustii. Mă grib, oare am greșit? Că prea mult am iubit. De ce pleci, nu știi. Deja nu spui de ce. Și sufletul meu e rătăcit și pustii. Mă grib, oare am greșit? Că prea mult am iubit. De ce pleci, eu nu știi. Și referul să-mi dai un telefon din când în când sau scrie-mi un mesaj, măcar un rând. Să uiți că te-am iubit, ar fi păcat. Și când am plâns atunci când ai plecat. Să-mi dai un telefon din când în când sau scrie-mi un mesaj, măcar un rând. Să uiți că te-am iubit, ar fi păcat. Și cât am plâns atunci când ai plecat. Să-mi dai un telefon din când în când sau scrie-mi un mesaj, măcar un rând. Să uiți că te-am iubit, ar fi păcat. Și cât am plâns atunci când ai plecat. Să-mi dai un telefon din când în când sau scrie-mi un mesaj, măcar un rând. Să uiți că te-am iubit, ar fi păcat. Și cât am plâns atunci când ai plecat. Mama,
noastră, nu mi-ar ajunge să te pot iubi. E bine așa? Pentru toate doamnele și domnișoarele care sunt iubite de domn, da? De bărbați, adică. Știți melodia? O cântăm, da? Chiar 1000 de ani de aș trăi, nu m-ar ajunge să te pot iubi. Vreau să te am, să mă ai lângă mine, vreau să-mi fac viața cu tine. Chiar 1000 de ani de aș trăi, nu m-ar ajunge să te pot iubi. Vreau să te am, să mă ai lângă mine, vreau să-mi fac viața cu tine. La final, am să mai repet o melodie. Hai, o repet altă dată. Îi mulțumesc încă o dată domnului Cazacu, domnului primar din Brad. Vreau frumos aplauze, aplauze, aplauze. Stați un pic. Acolo, spate, nu dă niciun fel de nici. Brad, vreau să le inimile pe sus, ridică microfonul. Să știi că altceva nu doresc, decât să fii al meu.
și să te iubesc. Astăzi eu îți mulțumesc, ai tot ce-mi doresc. Îmi faci frumoase zilele, nopțile. Astăzi ai iubirea mea, nu te voi lăsa. Nu te promis cândva că vom fi mereu așa. Sărbători fericite, să vă dea Dumnezeu multă, 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 multă sănătate și mult noroc și multă înțelepciune. 2 decembrie 2006, o zi de care cu siguranță vă veți aminti și dacă se întâmplă ca undeva prin neuron să mai apară și uitarea, e acolo un monument care o să vă amintească această zi. Monumentul Noi Daci dezvălit astăzi, care vine să completeze această lupaică, de fapt că Adrian Păunescu chiar a spus-o foarte frumos, unind lupul Dac cu lupoaica Champions. Da! Bradel este un oraș campion, pentru că aveți un primar campion! Să pălnească focurile de artificii! Seara să se încheie așa cum e frumos să se încheie!